Salut și bine te-am regăsit! Sunt Cristina, iar astăzi aș vrea să povestim puțin despre un lucru care ni se întâmplă tuturor, cred, respectiv faptul că auzim că nu putem să facem X sau nu putem să facem Y. Acesta nu poți tu să faci chestia X sau Y vine fie de la noi înșine, vocea noastră din interior care ne spune, da, cine te crezi tu să poți să faci asta? Sau vocile celorlalți care ne spun, vai, da, vrei prea mult, nu, n-ai cum să reușești, chiar nu ai cum să reușești. Și despre asta aș vrea să vorbim astăzi, despre cele două situații, despre când noi ne spunem asta și când ceilalți ne spunem asta și despre trei soluții foarte, foarte simple pe care poți să le aplici ca să arăți și să-ți arăți ție în primul rând că, da, poți să faci imposibilul posibil. Am să încep în primul rând prin a-ți povesti un pic despre vocile celorlalți. Când eram în facultate, una dintre persoanele foarte importante din viața mea, cineva foarte apropiat, mi-a spus că nu pot, vreau prea multe lucruri de la viață și că nu o să pot obține niciodată. Din fericire, firea mea rebelă a încercat să demonstreze că nu e așa. Și atunci replica pe moment a fost, nu, eu o să-ți demonstrez ție că eu o să obțin tot ceea ce vreau în viața asta și asta face deosebirea între mine și tine. Și cumva lucrul ăsta m-a motivat de-a lungul timpului să reușesc să ajung acolo unde mi-am dorit să ajung. Dar, repet, ceea ce am făcut atunci a fost un act de rebeliune, da? Am vrut să fac lucrurile pe dos față de ce s-ar fi așteptat cineva de la mine, pentru că eu respingeam autoritatea. Totuși acum, ca oameni adulți, maturi și înțelepți, avem nevoie de alte motivații să facem lucrurile. Și când vine vorba de vocile celorlalți care ne spun că nu putem să facem X sau Y, în realitate e vorba de fricile celorlalți, e vorba de frica lor și despre părerea lor că noi sau că nu se poate în general face lucrul respectiv. Dar realist, cine poate să știe ce putem noi să facem? Nici măcar noi nu știm încă cât de multe lucruri suntem capabili să facem. Așadar, nu uita atunci când cineva din afară îți spune că nu poți să faci lucrul X sau lucrul Y, că îți vorbește din fricile sale, din părerile sale, din convingerile sale și asta nu înseamnă realitatea. Și ce poți să faci în situațiile astea? Ce a funcționat foarte bine la mine a fost să încerci să îți discuți planurile doar cu acele persoane care reușesc să te susțină și să te ajute să găsești căi și soluții ca să ajungi unde vrei tu și nu să te descurajeze sau să spună bețe în roate. Deci asta ar fi o soluție când vine vorba de vocile celorlalți. Când vine vorba de vocea noastră interioară care ne spune nu poți, chiar nu poți, n-ai cum să faci asta. Ce putem să facem atunci, mai ales că această voce ne urmărește permanent? Păi ar fi două lucruri pe care putem să le facem. Unul dintre ele este să împărțim ceea ce vrem să facem, proiectul nostru, dorința noastră, în pași foarte, foarte mici. Pentru că dacă ne uităm la un proiect foarte mare, ne vom simți cumva copleșiți și vom amâna să-l facem sau vom crede că nu putem să facem. Și atunci, împarte-l în pași foarte mici și apucă-te de făcut acei pași mici. O să mai împărtășesc cu tine un material mai într-o postare ulterioară, un material din cursul de productivitate în care discut despre proiectele astea aparent imposibile și despre cum putem să le facem posibile fiecare dintre noi. Iar al doilea lucru care e important să îl faci este să îți aduci aminte de un moment din trecutul tău în care ai reușit să faci ceva ce părea poate imposibil. Și chiar dacă poate să-mi spui nu, eu n-am așa ceva, sunt foarte convinsă că fiecare dintre noi avem lucruri pe care le-am crezut ori foarte grele, ori imposibil de făcut și pe care ulterior le-am dus la capăt. Adu-ți aminte de momentul respectiv, identifică minimum un moment de tipul acesta și retrăiește-l în detaliu, încearcă să-ți aduci aminte ce ai simțit, ce ai gândit, cum închide ochii și vezi cum erau lucrurile în momentul în care ai reușit să îți atingi acel vis, să
Ajungi la acel lucru pe care tu ți l-ai dorit foarte tare. Retrăiește efectiv lucrurile ca și cum ai fi acolo și îți vei da seama că de fapt ai forța interioară în tine să faci toate lucrurile astea. Și mai gândește-te la faptul că dacă ai făcut-o în trecut, nu înseamnă doar că ai un precedent și că ai reușit deja, ci ia în calcul faptul că acum tu ești o persoană mai evoluată. Ai mai învățat alte lucruri, ai căpătat alte resurse, știi să faci mai multe lucruri, știi să cauți mai ușor soluții și atunci șansele tale să reușești să duci ceva la capăt, ceva mai complicat, sunt cu atât mai mari acum. Așadar, folosește aceste trei soluții. 1. Împărtășește-ți planurile doar cu cei care te susțin și te ajută să cauți soluții. 2. Împarte în pași foarte mici proiectele tale ca să nu te simți îngrozit de ele. Și 3. Adu-ți aminte un moment din trecutul tău în care ai reușit să duci la capăt ceva ce părea imposibil de dus la capăt și care să îți dea cumva combustibilul și forța să repeți acest tip de experiență. Ca o concluzie, nu uita, ca două concluzii de fapt pentru noi, pentru fiecare. 1. Nu uita faptul că nici măcar noi nu știm de ce suntem capabili. Până și noi ne uimim pe noi înșine cu minunățile pe care reușim să le facem, cu toate acele lucruri pe care le scoatem la suprafață și nu știm niciodată că au fost acolo. Așadar, nu subestima ceea ce este în interiorul tău. Iar al doilea lucru, ia în calcul faptul că toți acei inventatori, toți acei oameni care au revoluționat un domeniu sau altul, gândește-te că și la rândul lor au auzit de 100.000 de ori că cineva le explică cum visul lor este imposibil și nu se poate. Nu se poate face ceva, de ce? Pentru că nu s-a făcut deja. Deci ăsta era criteriul. Nu s-a făcut deja. Gândește-te dacă oamenii aceia ar fi renunțat la visurile lor, dacă ar fi renunțat la lucrurile în care ei credeau, probabil că noi încă am fi fost încă în grotă. Nu chiar așa, dar cu siguranță lumea nu ar fi evoluat în același mod. Așadar, urmărește-ți visul și nu lăsa pe nimeni, nici măcar criticul tău interior, să-ți spună că nu se poate. Dacă nu te-ai abonat încă la canalul meu de YouTube, te îndemn să te abonezi acum și să apeși butonul clopoțel ca să fii notificat când apar noutăți de la mine și vor apărea cel puțin lunea și vinerea, cu siguranță, și plănuiesc să mai vin și cu alte surprize între timp. Te îmbrățișez cu drag, să ne fie cu bucurie și cu drag și cu folos și pe foarte curând!